a fost un exercițiu benefic. Am îndeplinit cu succes obiectivele. Forțele navale române participă la misiuni internaționale. În acest context, așa cum vă prezentam în emisiunile trecute, nava maritimă hidrografică Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu a participat la exercițiul multinațional de luptă contra minelor Ariadne 20 din Golful Patras, Marea Ionică, organizat de Forțele Navale Elene. Scopul exercițiului l-a reprezentat consolidarea cooperării și creșterii interoperabilității cu structuri NATO specializate în domeniul luptei contra minelor din Bulgaria, Grecia, Italia și Turcia. Nava maritimă hidrografică a parcurs peste 1300 de mile marine și a înregistrat 184 de ore de marș, timp în care a participat la secvențe de instruire întrunite, forțe navale, forțe aeriene, în care a asigurat suportul informațional integrat și cercetarea hidrografică subacvatică necesare pentru lupta contra minelor. Au fost descoperite contacte submerse, printre care și o mină de exercițiu de tip MK-55, confirmată cu vehiculul autonom subacvatic AUV Remus, care aparține scafandrilor de luptă EOD. Am executat o cercetare subacvatică folosind sonarul cu scanare laterală pentru descoperirea țintelor din cadrul exercițiului Ariadne 20, ținte fiind mine fictive plasate în interiorul unor raioane. Misiunea a fost destul de dificilă. Ne-am descurcat descoperind aproximativ 4 contacte cu dimensiune asemănătoare unei mine. Activitatea noastră principală a fost căutarea, descoperirea, identificarea și recuperarea minelor. În cadrul acestui exercițiu s-au identificat mai multe contacte care, de către navă, care ulterior au fost scanate mai aprofundat de către noi, una dintre ele dovedindu-se a fi o mină de exercițiu, în urma căreia noi am recuperat-o la bordul navei hidrografice maritime, aceasta fiind lăsată în port. Nu pot să spun că a fost o misiune grea. Singurul lucru care a făcut misiunea grea au fost, în special, măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19. Despre misiunea la comanda navei, pot să spun că mă întorc acasă cu mai multă încredere în mine și în navă. În timpul marșului spre portul grecesc Patras, nava Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu a tranzitat strâmtorile Bosfor și Dardanele și pentru prima dată canalul Corint, înregistrând astfel o premieră pentru Direcția Hidrografică Maritimă.